dimineața, bună dimineața! Pe zi ce trece, lumea se schimbă tot mai mult, chiar și agricultura, un domeniu până acum tradiționalist, face loc inovațiilor, se adaptează noilor trenduri și începe să atragă în sânul ei noi tehnologii. Deja tinerii caută soluții în acest sens, pentru că vor cele mai bune rezultate rapid. Vreau să vorbim despre noi generații de produse, despre cum privește un tânăr spre agricultura de mâine. Vorbim despre biofertilizare, un nou concept despre care învăț și eu odată cu voi. Florin Varu, alături de mine, a terminat facultatea de biotehnologie, face acum facultatea de agricultură, are o afacere foarte frumoasă alături de familia sa, lucrează suprafețe mari de legume, experiență cu carul. Hai să învățăm câte ceva de la tine, Florin, să vedem cum am putea avea un sol mai sănătos, mai bogat în humus, care să dea fertilitate și automat producție. Să trecem cumva la o altă generație de tehnologie aplicată în agricultură. Învață-ne, adune, fă-ne un update. Da, Patricia, la nivel de tehnologie, biotehnologie. Cu mare drag. Da, să știi că ceea ce vrem noi astăzi să discutăm ar putea fi și poate foarte ușor fi încadrat în domeniul biotehnologiei. Este într-adevăr domeniul care mie mi-este printre cele mai dragi. Dar mi-este dragă toată agricultura în general. Ai numit foarte bine cu acest termen de a avea un sol mai sănătos. Ceea ce propun eu astăzi spre discuție, aplicarea de culturi bacteriene la sol. Asta putem să o facem ca să înlocuim îngrășămintele clasice sau îngrășămintele chimice. Acum nu pot să ascund faptul că o fertilizare chimică și o fertilizare cu un produs bacterian, ținând cont că acest produs bacterian este de fapt un mix de bacterii, dar o să intrăm mai în amănunt, o astfel de fertilizare combinată ar aduce cele mai bune rezultate. Însă, din studiile pe care le-am avut până acum, s-a putut demonstra că doar fertilizarea cu preparate bacteriene ar putea aduce un surplus față de fertilizarea clasică cu îngrășămintele... Surplus la nivel de producție? Surplus la nivel de producție, bineînțeles. Totul noi transpunem la nivel de producție pentru că în sufletul fiecărui fermier, de fapt, asta e durerea. Da, câți bani faci? Exact. Și totul se transformă în producție. Acum știm că îngrășămintele chimice, și nu aș vrea să mă înțeleagă lumea greșit, sunt foarte bune, nu suntem împotriva lor, însă, pe lângă efectul lor benefic, trebuie să fim conștienți că ele aduc și anumite efecte nocive. Și aici ai spus foarte bine, treptat utilizarea lor, mai ales irațională, poate să ducă la o sterilitate a solului. O secare. Și clar, solului, o secare, da. Deci automat fertilitatea solului scade și fertilitatea noi o măsurăm, avem ca etalon procentul humusul. De humus. Toată lumea știe, humusul trebuie să fie cât mai ridicat, ca să putem numi acel teren, acel sol fertil. Ei, tocmai folosirea îndelungată și irațională a îngrășămintelor chimice poate să reducă acest procent de humus. Ce fac aceste preparate bacteriene, ca să intrăm acum mai în detaliu? Ele sunt niște mixuri de mai multe tulpini bacteriene. De obicei pot fi 2, pot fi 3, pot fi 4 bacterii diferite, fiecare cu funcția și rolul său, dar împreună pot să aducă un rol complet și complex asupra solului. Cum se aplică aceste bacterii? Sub ce formă sunt ele livrate? De unde le putem achiziționa? În mod normal, aceste preparate bacteriene vin sub formă lichidă. Acesta este un mediu de conservare cultură, pentru ele, da, de cultură, corect, este un mediu de cultură care le oferă un timp. De obicei, acest timp este estimat undeva la 6 luni. Deci timp au de un 6 luni, de valabilitate. Da. Și nu este lung, nu putem să spunem că este nici scurt. Un 6 luni este un termen ok, ținând cont că acolo avem ceva ce
trăiește. Ce e viu, da. Ce e viu, da. Aceste bacterii timp de 6 luni au cu ce se hrăni. Bineînțeles, aceste preparate bacteriene au și ele niște condiții de păstrare. Adică trebuie să fie o temperatură nici prea ridicată, nici prea scăzută. Trebuie să fie cât se poate de constantă. Dacă aceste lucruri le respectăm, într-adevăr, undeva la 6 luni, aceste preparate bacteriene sunt ok. Însă, de obicei, la achiziția preparatelor bacteriene, furnizorul pune la dispoziție preparate bacteriene proaspete. Nu e niciodată vorba de niște preparate bacteriene care au deja câteva luni de când au fost produse. Cine produce astfel de produse? Noi, de exemplu, noi importăm aceste produse bacteriene, da, nu sunt produse în țară. La nivelul producătorilor mari, consacrați din țară, de legume, desigur, se știe de aceste produse? Se folosesc la noi în țară? În mod normal ar trebui să se știe, sau cel puțin cine a luat un contact cu mediul academic, cu USAMV-urile din țară și așa mai departe, cu Universitățile de Științe Agricole, ar fi trebuit cu siguranță să audă. Majoritatea profesorilor de microbiologie îți vorbesc despre așa ceva, majoritatea profesorilor de pedologie îți vorbesc de așa ceva, poate și la alte materii. În schimb, după cum știm, în țară sunt mulți producători care nu au frecventat cursurile unei școli de specializare, nu au o specializare în agricultură, ci au învățat de mici, de la părinți sau pur și simplu din vecini. Da, da, și merg pe tradiție. Și merg, hai să o numim, după ureche. Ei, mersul după ureche, acolo te duce. Dacă tu ai știut de azotat, de amoniu sau de MPK-uri, asta ai folosit. Rezultatele n-au fost rele, deci n-aveai de ce să-ți pui problema oare aș putea face și altfel. Însă, în ziua de astăzi, mai ales în contextul actual, cred că ar fi momentul ca fiecare să-și pună această problemă. De ce? Ce lăsăm copiilor noștri, în primul rând? Ce lăsăm copiilor noștri, exact. Deci, preparatele bacteriene sunt numai și numai sănătoase. Nu au, din orice studiu întreprins, nu s-a arătat niciun efect negativ, niciun efect toxic, nociv sau cum am putea să-l numim. Hai să vedem cum lucrează aceste bacterii. Da. Ce se întâmplă din momentul aplicărilor? Când trebuie să aplicăm aceste bacterii? Aceste bacterii se aplică la pregătirea patului germinativ, pentru că ele fiind soluție lichidă, se aplică prin spreiere pe sol. Și după aceea trebuie să le încorporăm. Automat, de acolo încolo, ele vor începe să se mulțească, vor începe să trăiască, vor începe să aibă un ciclu de viață în care, bineînțeles, tot metabolismul lor și tot procesul de hrănire va face ca ele, unele specii de bacterii, să fie fixatoare de azot și atunci astea vor lua pur și simplu azotul atmosferic. Sunt mai multe, sunt de tip Bacillus, Pseudomonas, fiecare face altceva. Și fiecare deci are rolul ei. Azotul. Da, unele fixează azotul, altele ajută la deblocarea unor elemente macroelemente, elemente pe care le avem în sol, dar nu sunt disponibile și ele le disponibilizează pentru plante. Să revenim, mie îmi plac foarte tare astea care fixează azotul, pentru că astea sunt și cele mai uimitoare, să zic așa. Da. Puțină lume știe, dar aceste bacterii fixatoare de azot din preparatele bacteriene au posibilitatea de a fixa undeva între 80 și poate până la 100-120 de kilograme de substanță activă azot din atmosferă, deci din azotul atmosferic în azot încorporat în sol. Ceea ce este fantastic Ceea și ce pentru este noi fantastic. Oamenii. Exact, exact. Wow. Și ai totuși o sursă naturală, total bio, și dacă te gândești acum, inclusiv din punct de vedere financiar, cam câți bani ai da pe azotatul de amoniu. Hai să facem un calcul de rentabilitate. Câtă soluție de asta care incorporează bacterii benefice ar trebui aplicat la un hectar și cât e costul, da? Da. Și după aia facem comparație cu azotul aplicat clasic.
La hectar folosim undeva la 20 de litri, el așa vine și ambalat. Vine la bidoane de 20 de litri, deci aceea ar fi doza de hectar. Da. Costul ar fi undeva în jur de 400 de lei. Eu spun acum în jur de, pentru că nu aș putea eu stabili care e prețul fiecărui vânzător, distribuitor în magazine. Dar acolo, să zicem, un 400 de lei, 450 probabil. 400. Acum, dacă ne gândim cât este azotatul de amoniu, știm că tot ce conține azot la momentul actual, prețurile enorm. Au bubuit pur și simplu, s-au scumpit enorm. Nici nu știu la momentul actual, chiar nu știu, pentru că nu mă ocup de partea asta de vânzări de îngrășăminte, dar cu siguranță e undeva la peste 120 de lei sacul de 50 de kilograme. La 100 de kilograme avem 30 ceva la sută, 34 sau 33,5, depinde de producător, la sută azot. Deci 33,5 kilograme din 2 saci. Asta ar însemna 33,5 kilograme cam din 200 și ceva de lei. Dacă ne ducem până la 80-90 de kilograme, asta ar însemna să triplăm. Deci am ajunge cu valoarea undeva la 700, 800, poate 900 de lei la hectar. De mult. Da. Și oricum efectul pe termen lung este cu totul altul. Efectul pe termen lung, sigur că este cu totul altul, depinde. Spune, de... Spune, se aplică cu metul sau cum, da, se aplică? Da, cu metul. Se încorporează în sol prin o lucrare adâncă sau Nu, ea trebuie să fie o lucrare superficială. Atâta doar, ele trăiesc și la suprafața solului, dar la fel de bine trăiesc și în... Ce înțeleg eu? E un update foarte prețios acest material, această informație, zic eu, pentru toți agricultorii, fermierii, pentru că se aplică pe orice suprafață, sigur, de sol sigur. Productivă, da? Și în legumicultură, și în cultură mare. Bineînțeles, bineînțeles. Păi chiar aici cultură. Unde suntem prezenți în aceste solarii, așa să vă gândiți că este făcută o fertilizare cu gunoi de grajd, de vită, peste care s-au aplicat aceste bacterii, pentru că ele îl descompun mult mai bine și acel gunoi. Îngrășământ. Fiind îngrășământ organic, venind și cu bacterii, aici cam tot felul organic. Da, vedeți că ne uităm în curtea vecinilor, așa, în alte țări, la alți mari producători de legume și ne tot întrebăm, dom'le, dar cum fac ei? Dar de ce ei au o cantitate mai mare, producție mai mare? Iată că sunt niște secrete și de asta este nevoie de informație și de update continuu. Îmi place că vii cu astfel de soluții noi și sunt convinsă că ți-ai făcut un țel din a le implementa. Spune-mi dacă mai ai și alte soluții de genul acesta, pe care eu le numesc Next Generation, pentru că sunt la alt nivel, discutăm de producții sunt la alt Next nivel. Generation, mie îmi plac, sunt un pionier al noilor tehnologii în agricultură, oricare parte a agriculturii. Printre astea aș putea aminti partea de combatere bio, care îmi place foarte mult în detrimentul insecticidelor. Adică îmi place cu prădători. Cu prădători naturali, pentru că acum e foarte simplu, e ușoară tehnologia. Da, trebuie să ai un pic grijă, trebuie să ții și aceea sub observație, că ar putea la un moment dat să-ți dispară nemai având cu ce se hrăni și atunci va trebui să aduci din nou și să lansezi în culturi. Dar e o chestie foarte faină. Și pe partea cealaltă, la fungicide, de exemplu, că am vorbit de insecticide până acum, iarăși există niște variante foarte frumoase, nu știu câtă lume știe. Acum, nu e o tehnologie nouă nici asta, ea este veche și se folosește de foarte mult timp în afară. Sunt ciupercuțele din genul Trichoderma, care, la fel ca și prădătorii insectelor, această ciupercuță este un prădător al ciupercilor sau a bacteriilor. Și dăunătoare. Cum se aplică? Tot așa? Tot așa. Deci lichid, ea vine... Nu, de data asta, aici la ciupercuțele astea, fiind o ciupercă, ca și drojdile, există varianta liofilizării. O faci praf.
Deci... este sub formă de praf. Uh-huh, uh-huh. Dar când vrei să o aplici, sunt niște adaugi culturi. Apă. O adaugi în apă și tot prin stropire se, uh-huh, se aplică. Se dizolvă cumva? Da, sau... da. Se omogenizează, se amestecă, se și activează odată cu umiditatea. Și se aplică pe cultură. Natural. Și ele lucrează natural, da. Excelent. Și pot fi un remediu extraordinar și un tratament foarte, foarte bun care ar putea scoate partea chimică, ar putea înlocui deci, cu succes încet, partea încet, chimică. Iată că există soluții și putem trece natural, firesc, spre agricultura bio, fără să ne stresăm, fără să ne cramponăm foarte mult, să ne gândim că, aoleo... n-am cu ce combate una și alta. Bineînțeles. Deci trebuie doar să ne informăm, nu? Sigur. Până și partea bună este că încet, încet găsim tehnologii care să vină și la un preț rezonabil. Exact cum vorbeam despre bacterii, că la momentul acesta, dacă în trecut era un preț echivalent cu al îngrășămintelor chimice, acum prețul îngrășămintelor chimice este mult mai mare și atunci merită și să știți că avem deci în țară mai bună, da? Câțiva cultivatori mari de cartofi care sunt cunoscuți la nivel de țară, deja folosesc de câțiva ani aceste preparate bacteriene, sunt foarte, foarte mulțumiți și tocmai de aceea aplică, și acolo e vorba de zeci sau sute de hectare pe care se aplică. Aceste preparate bacteriene nu merg doar în partea de legumicultură, ci se pot aplica pentru absolut orice cultură. În cultura mare. Deci toate soluțiile astea pot merge fi excelent. Și sunt convinsă că sunt omologate și pentru agricultura bineînțeles, bio. Bineînțeles. Sunt... În felul ăsta vorbim despre agricultură durabilă pe bune. Exact. Adică... și vorbim despre ceea ce ne doare, despre sănătatea noastră. Soluții sănătoase. Aici și aici vreau să ajungem. E mare lucru că ai făcut facultatea asta de biotehnologie. Probabil că fără cunoștințele astea nu ai fi ajuns să vorbești astăzi despre toate astea și păi, să faci un business cu ele. Da, la cariera mea e un pic mai ciudată că am trecut prin toate etapele studiilor universitare și am ajuns din nou student. Am terminat și master și doctorat și acum sunt din nou student, dar am zis că niciodată... Ce te-a făcut să mai începi o facultate? Adică ai terminat biotehnologie și acum faci agricultură. Da, da, de ce? Da, chiar specializarea agricultură. Îmi place să fiu tot timpul conectat cu mediul academic. Noi ținem legătura, deci nu am renunțat niciodată la, noi spunem, alma mater Napogensis, la USAMV Cluj-Napoca. Da, ieri cineva îmi spunea de meca agricultorilor. Exact, deci exact, am meca agricultorilor. Spuneți, da. Ținem în continuu legătura, sunt invitat des și mă bucur tare mult de fiecare dată când ajung din nou acolo. Tocmai de aceea am și început încă o facultate, pentru că fiind tot timpul în contact cu ei, chiar merită să vedem un pic, să ne updatăm și să ne ținem mintea antrenată. Și pe mine unul mă ajută foarte mult, pentru că, bineînțeles, mă gândesc că cu înaintarea în vârstă reții tot mai greu informațiile. Ai dar dacă o ții antrenată... Ai și cu producători din afară? Adică există un schimb cu alte țări? Bineînțeles, bineînțeles. Da. Noi aici în România reprezentăm o firmă nemțească de semințe de legume profesionale și împreună cu ei avem loturi demonstrative și loturi de testare, de exemplu în Almeria sau în Sevilla și mergem în fiecare an în Spania și urmărim ce este acolo. Acum, de la cine mai învățați? De la fermierii de acolo. Învățăm foarte multe. Ei sunt cu un pas în față, dar nu la orice. De exemplu, solariile arată mult mai rău decât a noastră. Nu investesc. Serios? În... Serios? Mă așteptam să spui că arată mult mai nu, bine. Nu investesc mult în materiale de genul ăsta, dar investesc foarte mult în tehnologie, investesc foarte mult în fertilizare. Ar mai fi ceva de spus la nivel de soluții dintre astea foarte avansate? Am vorbit despre bacterii, despre da. Ciuperci... Nu știu la momentul acesta dacă ar mai fi ceva, că bacteriile ar suplini îngreșămintele, v-am zis de ciupercile combaterea bio care combat. Merge pe partea fungii. De dăunători, fungii, tricoderma care merg în loc de fungicide. Și am rezolvat treaba. Și am cam rezolvat treaba, de acum încolo trebuie doar să
vedem de cultura noastră. Vreau să te uiți spre cameră și să le spui, nu știu, poate colegilor tăi mai mici, care sunt în anii 1, 2, 3, sau poate acum se gândesc dacă să dea la agronomie sau nu, dacă domeniul ăsta este un domeniu de viitor, merită să investești în agricultură? Da. Răspunsul este categoric da. În agricultură, la momentul actual, oriunde în lume, dar și în România, și probabil că deja în România s-a ajuns să se câștige mai bine decât în altă parte. Tocmai poți de aceea... Poți să faci bani din agricultură? Că asta vrea să știe toată lumea. Poți, merită să... Poți să faci bani. Dar poți după să înveți mine, despre domeniul ăsta. După mine este primul domeniu în țară în care poți să investești un leu și să scoți cu siguranță 3. Acum, bineînțeles, în agricultură mai stăm și la mila Domnului. Se pot întâmpla și lucruri neprevăzute, se pot întâmpla chestii nefericite care ne-ar putea afecta. Dar pentru un fermier există o regulă. Cu cât diversitatea de culturi este mai mare în ferma sa, cu atâta procentul riscului este mai scăzut. Dacă ai mai multe culturi, dacă una nu merge bine sau la una ai pățit ceva rău, celelalte cu siguranță vor merge bine sau poate ai pățit la două, dar ai alte trei care merg bine și atunci totul compensează. Din nou, repet, este domeniul în care poți să bagi un leu să scoți 2-3. Da, cineva, ceea ce... îmi spunea un fermier, îmi spunea, gândește-te că bagi o boabă de porumb, da? Și tu obții poate 2 ștuleți la planta respectivă din acea sămânță. Din acea sămânță, exact. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, cunoștințe mulțumesc bune și pentru mine. O să le duc mai departe fermierilor care poate nu știu, n-au avut timpul necesar să studieze ca și tine. Poate n-au avut șansa, cine știe. Urmăriți emisiunile noastre și încercăm să vă aducem la curent toate noutățile. Pe data viitoare!